Am o aripă, așa, aripa de vest a României este a mea. Cu o mică prelungire aici în centru către capitală, că na. Oarecum. Astăzi încercăm ceva nou. Jucăm un turneu sau așa cum zice aici, un mini turnir. Ok? O fi din franțuzescul turnir, nu știu, va începe în 30 de secunde. Și cât avem timpul ăsta, vreau să vă spun că multă lume m-a întrebat să jucăm unul împotriva altuia triviador și să filmez. Și m-am gândit că da, mi se pare o idee bună. Pentru mai multe detalii, rămâneți până la finalul filmului și vă voi spune cum vom proceda. Da, deci coming soon, jocuri cu abonații. Între timp am mai explorat puțin lumea triviadorului, am văzut ce opțiuni mai sunt, ce mai are jocul de oferit și am început să fiu mai concentrat pe diversele aspecte ale jocului și să încerc și lucruri noi, cum ar fi acest turneu. Ok, începe cu un joc simplu și dacă câștigi, avansezi până în finală unde poți să câștigi. Văd că este un joc rapid. Suntem cu verde. Hai să începem. Din ce an este atestată comuna Apida, județul Cluj? Bă, nu știu, am să zic 1788, așa, complet la nimereală. Ah, și am fost complet ultimul. Am fost complet ultimul. Ok, nu e nimic, nu știu, comunele astea chiar n-am, nu văd cum aș putea să le știu. Adică sunt atât de multe. Și ăsta s-a pus fix lângă casa mea. Voi vedeți cât de agresiv, deci s-a lipit de mine. Mă îmbrățișează dacă ar putea. Dacă mai are două, probabil că o să mă acopere cu totul dacă câștigă și de data asta. În ce an a fost fondată compania HP? 1972. Oh my god, cum mă 1939? HP? Hewlett-Packard, da mă. Eu nu știu ce mă gândeam IBM, dar te-ai gândit că n-ai cu tehnologia, ce faci HP imprimante? Imprimante, probabil că fac o grămadă, dar electrotehnologie, nu? Nu este o firmă de tehnologie? Da, și pe vremea aia exista tehnologie, poate făceau aparate de scris. Ting! Sau frigidere, eu știu. Am să pun aici, ca să-i opresc expansiunea lui roșu. L-am blocat acolo. Expansiunea jucătorului roșu, hai să fim mai corecți. În ce an a apărut filmul 7 arte, regizat de Ion Popescu Gopo? Bă, nu știu, 1962. Ah, pe acolo. Asta am zis-o mai mult așa, că știu că-s vechi, dar nu știu absolut nimic despre acest film. Deci sunt o grămadă de filme vechi despre care sunt puse întrebări în jocul ăsta. Dar n-auzi niciodată despre ele, nu știu, cel puțin eu n-am. Atât de multe filme vechi sunt românești. Bun, hai că am început să ne descurcăm mai bine. Avem 1600 de puncte, ne-am extins frumos. Câte grame se găsesc în 5 kg? 5.000. N-am fost primul, fost al doilea. Da, roșu se mișcă bine. Se mișcă bine, e agresiv. Se bagă tare și își va crea o insuliță acolo sus, probabil lângă casa lui Albastru, mi-aș imagina. Ceea ce îmi permite mie să-mi păstrez continuitatea frumos. Așa, am o aripă, așa, aripa de vest a României este a mea. Cu o mică prelungire aici în centru către capitală, că na. Oarecum. Bun. Este rândul lui roșu, care mă va ataca în casă, evident, este foarte agresiv. În ce țară s-a desfășurat bătălia de la Waterloo, Belgia? Hai să vedem și ce știe, sau dacă e doar... No. Ok, nu mai mi este teamă. Hai mă, este o bătălie, adică înțeleg că, na, nu știe toată lumea asta, dar e o bătălie destul de celebră totuși. La Waterloo. Unde a pierdut Napoleon. În ce țară și are originea dansul Mambo? Cuba. Care este numărul A, B, C, D, E, F, G, 7? Toți fac așa, ați observat? Când e vorba de numărul de uneluri de litri, toți scriu repede, așa estimativ. Dar dacă stai și numeri repede, până acum eu de fiecare dată am răspuns, am câștigat întrebările de genul ăsta. Hai că merge bine. Mergem bine. Acum avem și noi acces la casa lui.
putem să-l ținem cum ar veni ostatec, că dacă el ne dă în casă, putem să-i dăm și noi în casă. În bază, mă rog, în castel, în castel, hai să-i spunem castel de acum, că am văzut că unii în comentarii au spus că nu e corect să-i zic casă, dar probabil că așa e, e doar cum gândeam și am zis, gândeam cu voce tare. Ce să fac, să-i dau în castel? Nu, am să le elimin de lângă mine dacă pot. Care este cel mai puternic personaj din seria de... Goku, bineînțeles. Level 17, era și un meme cu asta. Care este diametrul aproximativ pentru Sinope, satelita lui Jupiter? Diametrul, am să zic... 30.000 de kilometri. Oh my god, cât de prost am răspuns. Stai să mă gândesc, nu e foarte mult 30, asta e clar. Mai degrabă 3.000, adică pentru un satelit, adică 36 de kilometri. Adică de la pol la pol doar 36 de km. Asta e destul de mic. Care este unitatea de măsură pentru rezistența electrică? Ah, fuck. Nu știu. Nu știu, toate alea au legătură cu electricitatea, nu știu care-i care. Mă judecați. Nu m-am descurcat prea bine la capitolul ăsta la școală cu electricitatea. Ohm, amper, volt. Nu știu care e diferența. Și lucrurile încep să o ia la vale. Care dintre următorii jucători de fotbal nu a primit balonul de aur la campionatul mondial de fotbal? Dudu Georgescu, am înțeles că a fost bun, dar nu chiar atât de bun, nu cred. Ce lungime au munții Făgărași de nord? De la nord la sud. 65. Yes. Ah, ce mă bucur pentru o mică victorie că nu mi-a luat un turn. Hai că încă suntem acolo, suntem competitivi. Acum am amândoi acces la casa mea. Ce am amândoi cu mine, serios acum? Cui aparține melodia The Grand Visors Grand Party One in Trance, albumul Umagua? Să zic Pink Floyd. Am zis bine? Bă, tot atacă, dar nu prea le iese. Nu prea le iese și nu mai au multe încercări. A? A schimbat strategia, zis, bă, hai că uite, la top 8, la top 8 nu se poate. Hai să mai dăm și în bărbatul ăsta alt cu cască de soldat. Chiar de ce au cască de soldat? A, pentru că eu nu văd cu cine joc acum. Văd doar ranking-ul lor. Nu știu cum îi cheamă, nu știu nimic. Știu doar că e albastru și roșu. Interesant, anonimitate, îmi place. Să dau iarăși în roșu. Care este cea mai mare celulă umană? Ovulul. Câți litri de bere pe cap de locuitor se consumă anual în România? Bere pe cap de locuitor. 50. Am fost mai aproape. Ha, chiar am emoții, nu știu când e un turneu și știi că te califici în etapa următoare sau nu, parcă altfel te prinde. Na, nu e doar un joc și se termină. Adică dacă pierd jocul ăsta și nu mă calific mai departe, eu ce fac? Mai joc pe urmă? Adică mai pun filmul ăsta? Ce, nici nu știu ce să fac. Cum se traduce în limba engleză cuvântul curcubeu? Rainbow. Buffalo cow. Kangaroo. Ok. Câte titluri naționale a cucerit AC Milan până în 2006? 13. Ha. 17. Destul de multe. Păi câte au fost? Adică văd că probabil că au fost vreo 100 până în prezent. Deci a câștigat 17 dintre ele. 17% alea, că e destul de impresionant dacă stai să te gândești. Sunt curios, alte cluburi, care e statistica, gen Steaua, câte a câștigat, din câte a participat. Ok, ce parte a ardeiului uluit este folosită în bucătărie? Nu frunzele, Paul, evident că nu frunzele, nu m-am concentrat. Ok, hai că nu e nimic. În ce oraș se află Universitatea Valahia, Târgoviște? Asta știu sigur. Hai mă, că Valahia se cheamă Valahia pentru că era pe teritoriul Valahiei, adică nu avea cum să fie Constanța totuși. Încă o dată în mine, hai, încă una. Care este denumirea latină a localității Pesaro, Italia? Pisarium. Bun, hai să rezistăm, hai să rezistăm.
În ce an a fost născut primul copil din lume conceput în afara corpului uman? Știți ceva? Am folosit unul dintre avantajele în timpul jocului. Am uitat cum se cheamă. Am folosit telescopul pentru a-mi da răspunsul corect. Aveam două, e ok, în regulă, s-au tot adunat de-a lungul timpului, pentru că nu le-am folosit până acum și l-am folosit fix în momentul în care trebuia, pentru că ar fi fost culmea să-mi ia casa fix în ultima etapă și să nu mă calific în următoarea etapă. Ok, hai că a mers bine, palpitant. Nu știu cum funcționează pentru că este primul pe care îl joc, dar aparent ne-am calificat. Trebuie să aștept. Ah, uite. Începem următoarea rundă și dacă o câștigăm pe asta, ne calificăm în finală. Și dacă o câștigăm pe aia, câștigăm tot turneul. Ar fi frumos să câștig primul turneu pe care îl joc și mai ales unul pe care îl filmez. 3, 2, 1. Hai să vedem. Jucăm cu un roșu și cu un verde. Din nou, anonimitate. Uite, nivelul 32 și nivelul 17. E ok. Nu e foarte mare, nici foarte mic. Hai să vedem, suntem albastru, suntem fix în 3, urât. La ce altitudine metri se află capitala Bulgariei, Sofia? Nu poate să fie foarte înalt. Roșu a știut exact. Probabil că locuiește în Bulgaria, de fapt. Cum ai putea să știi asta? Eu nu știu la ce înălțime, care este altitudinea Bucureștiului, spre exemplu. Bă, și uite cât de agresivi sunt ăștia și ăsta iarăși m-a îmbrățișat. Bine, a venit și lângă casa lui Verde, să zicem, ca să aibă acces la ambii. Câte zile durează carnavalul de la Rio? 7? 5? 5? Din nou al doilea. Am avut lag, ați observat? Mi-a apărut întrebarea mai târziu. Ok, asta nu este prea bine. Cine e acum? Verde. Măcar e verde, nu e tot roșu. A, uite, și cu întrebarea asta, fiecare are un răspuns corect și eu am avut de fiecare dată locul 2. Deci, suntem la egalitate, dar sunt cam blocat aici, ceea ce e cam urât. Nu-i nimic, ne descurcăm. La ce vârstă a fost proclamat rege Alexandru Macedon? 16? 20? Bă, dar roșurile cam știe pe toate, pe de rost. Care e faza? Ce poți să faci când ai de un om de genul ăsta? Roșu este agresiv. Agresiv, băgăcios și le mai și știe pe de rost. Nu cred că o să reușesc să câștig aici. După câți ani s-a întors acasă legendarul Ulise după războiul troian? Nu știu. 7. 20! Iarăși 20 și iarăși a știut ăsta exact 20. Ce se întâmplă? 20 răspunsul corect la toate întrebările aparent. Asta a aranjat, mă, roșu, a aranjat, a vorbit cu aia și a zis, bă, fii atent. Deci fii atent, toate întrebările care sunt să scrii, 20 răspunsul. Scrie 20, crede-mă. Urât, nu am șanse foarte mari, decât dacă reușesc să cuceresc un teritoriu major. Strategic, asta e singura opțiune pe care o văd. Și uite, roșu mă ajută cumva în treaba asta pentru că îi dă în casa ăstuia la care am și eu acces și dacă ia un turn sau două, dar nu toate. Și uite, în același timp nu aș vrea nici eu. Uite că îi dă și el în casă. Frumos, lasă-i pe ei să se bată între ei unul cu altul. Un mireapod e cu aia, cu multe picioare. Era și bancul ăla când jucau fotbal animalele și vine mireapodul după o grămadă de timp. Că ce faci, bă? Unde ai fost? Mă încălțam. Sau ceva de genul. Mă rog, mi-am zis prost. Dar ideea era că se încălța și de aia a durat mult. Zic foarte bine și eu să zic bancurile. Hai că i-a luat un turn. Da, deci dacă o să câștig, nu știu, mi se pare că ăștia sunt foarte agresivi și știu exact ce fac. Parcă au experiență. Dacă câștig o să fie fix un accident, așa. În ce an a murit George White? Uite, la asta aș fi știut să dau un răspuns. Asta a crezut la ce vârstă. Ia stai mă că roșu care era atot puternic mai devreme, acum e foarte vulnerabil. Gilgamesh. Nu, s-a oprit acolo. Ideea este că eu nu pot să dau în casă la roșu.
decât dacă zbor acolo. Și voi face asta. Fii atent dacă nu-l cucerim pe roșu acum. Ce înotător a devenit campion mondial la proba de 200 de metri fluturi? Michael Phelps, probabil. Hai să vedem. De câte ori peste viteza sunetului a zburat avionul UAV? De câte ori? De 3 ori. Atât de aproape, un punct distanță, mă rog, 1, că dacă scriam 4 nu era suficient. Of, n-am putut să scriu mai mult. A depășit de 6, adică de 6 ori mai repede ca viteza sunetului. Asta mi se pare destul de mult. Mă rog, nu e totul pierdut. Dacă verde reușește să-l cucerească pe roșu, pot mai am eu șanse să-l cuceresc pe verde, la adică. Și pe urmă cuceresc toată țara, pentru că sunt fix lângă casa lui. Ia să vedem. A reușit, a reușit nemernicul. GG. GG. O întorsătură de situație ar fi remarcabilă în momentul ăsta. Ar fi remarcabilă, dar improbabilă. Care este capitala ținutului Stavropol situat în districtul Federal Sud? Tot asta. Ar fi culmea să nu răspundă corect la asta. Până la ce lungime poate ajunge bursucul marsupial? 89. One down, two to go. Hai. Hai, 40, cam atâta. Cam atâta e bursucul ce vrei. Care dintre următoarele cuvinte nu face parte din familia secundului a ști? Știu că. Știu că. Știu că, știu că, știu că, știu că. Patru. Am vrut să scriu repede ceva, pe nu, stai să mă gândesc că nu e atât de complicat. Dar nu m-am gândit corect. Au patru posibilități de mișcare. Ok, hai că mai avem o șansă. Mai avem o șansă. N-am să aleg categoria, că nu cred că face vreo diferență. Ce instrument l-a făcut celebru pe Dumitru Farcaș? Vioara. Taragotul. Nu știu ce este un taragot. Dar aparent Viorel Farcaș știa destul de bine. Cine a stabilit pentru europeni data 1 ianuarie pentru debutul unui nou an? Eu aș spune că Cezar. Că știu că și două luni sunt numite după el. În ce an a pictat Diego Velázquez Fierăria lui Vulcan? Diego Velázquez, o să zicem 1674. Hai mă, atât de aproape! Atât de aproape, mă rog, nu contează, ideea e să nu mă cucerească cu totul. În ce județ din România se află stațiunea balneară Techirghiol? Constanța sau Tulcea? Constanța! Ha! Doamne, nu eram sigur deloc. Ce capacitate are stadionul Puskás Ferenc, Budapesta? 30.000. Oh, shit! Oh, shit! Cât de mare e stadionul ăsta din Budapesta! Enorm! În care dintre următoarele filme a jucat actrița Emma Watson? Interstellar? Urât. Și uite că până la urmă băiatul cu 17 l-a bătut pe amândoi. Și a cucerit toată țara. Ar fi fost frumos, ce pot să zic, ar fi fost frumos. Asta este, oricum mai facem turnee de astea, trebuie să câștig și eu unul la un moment dat. Bun, ăsta a fost episodul de astăzi. După cum am zis, foarte multă lume m-a întrebat dacă putem să jucăm Triviador împreună și să filmăm. Și da, putem face asta. Eu zic să facem așa, lăsați-mi în comentarii numele vostru de la Triviador. Cum a mea este top 8, ce aveți voi? Eu vă voi trimite o invitație de prieten și vom deveni prieteni pe Triviador. Pe urmă, avându-vă în listă, pot să vă invit la diverse jocuri. Ok? Da? Deci lăsați-mi numele în descriere, vă voi trimite invitație, acceptați și pe urmă veți fi invitați la jocuri dacă sunteți prezenți când joc. De obicei joc în timpul zilei, între orele 12 și 4 după amiaza, dar aș putea să fiu oricând acolo. Dacă jucați în mod constant, poate ne vedem. Bun, hai să încheiem episodul aici, puțin dezamăgit. Puțin dezamăgit. Dar asta este. Voi trece peste. La revedere!